Polițiștii rutieri acționează în această perioadă pentru prevenirea implicării conducătorilor de ambulanțe în accidente rutiere. Accidentele rutiere în care sunt implicate autospeciale generează un puternic impact emoțional în rândul opiniei publice și poate crea un sentiment de nesiguranță atât în rândul pacienților, cât și al participanților la trafic, cu consecințe directe asupra activității desfășurate în domeniul intervenției medicale de urgență. Astfel, în perioada 1 ianuarie-15 aprilie 2015, la nivel național, ambulanțele au fost implicate în 38 de accidente rutiere, soldate cu decesul a 5 persoane, rănirea gravă a 98 de persoane și rănirea ușoară a altor 32. Totodată, la nivelul județului Sălaj în perioada de referință, nu au fost accidente de circulație în care să fie implicate ambulanțe. Având în vedere situația creată în perioada 20 aprilie-19 mai, toate structurile de poliție rutieră din județ vor executa activități specifice, atât în mediul urban, cât și în mediul rural, în zonele sau pe traseele din raza de competență cu risc rutier ridicat, pentru prevenirea implicării ambulanțelor în accidente. Cu această ocazie se vor urmări următoarele aspecte: respectarea de către ceilalți participanți la trafic a semnificației semnalelor acustice și luminoase ale ambulanțelor care se deplasează la intervenții cu caracter de urgență și respectarea regulilor de circulație de către personalul angajat în funcția de conducător auto al structurilor teritoriale de ambulanță atunci când nu se deplasează la intervențiile menționate. În consecință, acțiunea are ca scop prevenirea implicării ambulanțelor în accidente rutiere, menținerea trendului descendent al numărului de accidente grave sau răniți grav și reducerea mortalității rezultate din accidente, dar și conștientizarea participanților la trafic cu privire la necesitatea respectării semnalelor acustice și luminoase ale autospecialelor.